Marele program național de redresare și reziliență, de pe urma căruia România ar trebui să aibă doar de câștigat, conține, între altele, o prevedere prin care România este obligată să renunțe în scurt timp la încălzirea cu lemne, mai exact până în trimestrul 4 al anului 2023. Guvernul s-a angajat față de autoritățile europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență să pună în vigoare până cel târziu în ultimul trimestru din 2023 un cadru legislativ de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire, care să includă măsuri de diversificare a mixului energetic prin renunțarea la lemn ca sursă de combustibil în acest sector. Fără lemne de foc murim! Fără lemne de foc moare omul. Dacă nu, gazul a scumpit. S-a bătut de țara asta, guvernanții ăștia să plece, să nu mai steară, că duce țara la râpă. Credeți că oamenii în mediul rural vor putea să se încălzească cu gaz sau cu... De unde? Acolo nu este instalație, nu-i făcut nimic. Nu se poate face decât cu lemne. Majoritatea oamenilor din mediul rural se încălzesc cu lemne. Este singura soluție accesibilă ca preț pentru o populație tot mai sărăcită de măsurile luate de guvernanți. Păi dacă lemne de foc ei nu funcționează, aia nu funcționează, noi suntem pensionari, eu sunt pensionat operat pe cor deschis, am 3 operații pe cor deschis, soția oameni nu vede, dacă ei nu ne ajută nici cu lemne, cu curentul ni-l s-a scumpit, tot s-a scumpit. Benzina s-a scumpit, alimente s-a scumpit. Nu știu cu ce trăim de aici încolo. Pensia noastră e foarte mică. Nu știu, e foarte greu. Credeți că se vor descurca oamenii din mediul rural? Credeți că se pot încălzi cu gaz? Greu, din toate punctele de vedere, va fi din ce în ce mai greu, mai greu și mai greu. Nu știu unde o să ajungem, nu știu ce o să facem. Ne obligă să facem niște probleme pe care nu le-am făcut niciodată, să furăm curent sau să ne ducem să furăm lemne, să facem mai multe probleme, zic că nu avem cu ce trăi. Nu cred că se va putea întâmpla așa ceva, pentru că mai ales oamenii de la țară întotdeauna s-au folosit de lemne și cred că se vor mai folosi încă. Este foarte greu de crezut că ne vom putea încălzi la curent, gaze nu sunt, pentru că e foarte greu de dus undeva la țară, la satele astea așa împrăștiate. Așa că în zona noastră, foarte greu să se îndeplinească acest gând și vis. Ca să te încălzești la radiatorul electric, ar trebui să ai bani pe care nu iau nici măcar toți locuitorii de la oraș. Iar gazul metan e o glumă, întrucât nu există capacități de distribuție pentru zona rurală. Nici toate localitățile urbane nu au încă alimentare cu gaz metan.